importante subiecte. Igor Dodon împreună cu premierul și președintele Parlamentului au depus astăzi flori la Memorialul Eternitate, unde sute de oameni au venit să marcheze ziua de 9 mai. Iar la Moscova, ziua Victoriei a fost marcată printr-o paradă spectaculoasă. Rușii și-au scos tehnica militară lângă Kremlin, unde soldații au mărșăluit în fața lui Vladimir Putin. Au fost aleși primii 10 finaliști Eurovision. Aseară la Lisabona a fost dat start concursului muzical. E multă lume în aceste momente în Piața Marii Adunări Naționale, unde au loc manifestații dedicate zilei Victoriei și zilei Europei. Colega noastră, Daniela Focșa, se află acolo și ne spune ce se întâmplă. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Centrul Capitalei astăzi a fost împărțit în câteva zone care sărbătoresc Ziua Europei, care spun că sărbătoresc Ziua Victoriei. Chiar acum, în Piața Marii Adunări Naționale, în spatele nostru, se desfășoară repetițiile pentru concertul care va avea loc în această seară, organizat de Partidul Democrat. Mai mulți tineri se pregătesc acum să întindă o horă. Aici este de asemenea și o expoziție de mașini blindate în care oamenii își fac poze, copiii chiar urcă la volan și încearcă să vadă ce reprezintă aceste mașini din altă epocă. Însă cu câțiva metri mai la vale, în scuarul catedralii, acum se desfășoară încă un concert, la fel organizat de Partidul Democrat. Acolo interpreții de muzică populară interpretează melodii dedicate zilei Victoriei, dar și melodii populare. Acolo, de asemenea, au fost aranjate și câteva tarabe unde oamenii pot servi terci, dar și murături. Cu ceva timp în urmă, conducerea Partidului Democrat a fost acolo, au fost serviți și ei cu terci, după care, însoțiți de mai multă pază, au plecat după ce au făcut poze cu oamenii și au mai schimbat câteva cuvinte cu cei care au reușit să se apropie de conducerea partidului. Este de menționat că cu câteva ore în urmă, Partidul Liberal a ieșit să sărbătorească Ziua Europei, așa că conducerea partidului au venit în scuarul Europei, unde au ținut un discurs și au menționat că, de fapt, aceasta este o sărbătoare însă dedicată Zilei Europei și nu ceea ce sărbătoresc socialiștii, pentru că cu câteva ore în urmă aici a avut loc și o paradă. Oamenii au scandat că nu fascismului, au scandat că avem victorie, însă în același timp câteva persoane care aveau în mână drapelul României s-au arătat foarte înfuriați pe cele scandate de cei care au mers pe aici prin piață și chiar i-au rugat să înceteze. Cam atât la acest subiect, cu detalii revenim în jurnalul următor. La revedere! Daniela, îți mulțumesc. Un 9 mai electoral, politicieni, oficiali și candidați la localele din Chișinău, ca niciodată, toți au venit la Complexul Eternitate să depună flori în memoria veteranilor celui de-al doilea război mondial. Adversar declarat, Igor Dodon s-a afișat alături de democrați. Așa cere protocolul, ne-a explicat președintele Parlamentului, Adrian Candu. Ora 9 dimineața, Adrian Candu și Pavel Filip, reprezentanții Partidului Democrat, merg la pas cu președintele adus la putere de socialiști, Igor Dodon. Cei trei poartă discuții firești și își împart zâmbete. Sunt sărbători naționale atunci când, indiferent de viziunile politice și indiferent de aspirațiile geopolitice, conducerea țării trebuie să fie împreună. Indiferent, ne place președintele, se află el în opoziție, suntem în contradicție. Este un protocol de stat care presupune că la unele zile, cum e și ziua de astăzi, din 9 mai sau ziua independenței, vrem sau nu vrem, dar suntem obligați să respectăm anumite proceduri. După formalitățile cerute de protocol, Igor Dodon dispare pentru a participa la Marșul Socialiștilor, iar rând pe rând, candidații la funcția de primar al capitalei își fac apariția la Complexul Eternitate. Politicienii, ca întotdeauna, încearcă să își facă capital politic pe anumite evenimente tragice,
Cred că este sărbătoarea tuturor celor care sărbătoresc pacea și care sunt împotriva războiului. Și fac capital politic pe asemenea sărbători, dumneavoastră? Eu doar vin să comemorez persoanele care și-au lăsat viața în al doilea război mondial. В нашей семье 9 мая это всегда был святой праздник. Моя дочь, мои внучки 9 мая всегда здесь, и сегодня они тоже здесь. Уважаемые друзья, что-то святое должно быть, кроме политики. Сегодня 9 мая. Apostolova a fost însoțită de liderul formațiunii Ilan Șor. De ce în acest an? E pentru că sunt alegeri? Нет, мы всегда ходили с колонной, просто мы ходили в Аргееве. В этом году по просьбе Кишиневской организации ветеранов мы пошли и в Кишиневе. Владимир Воронин, cel care până nu de mult avea rolul principal la o astfel de manifestație, astăzi a preferat să vină mai târziu, separat de ceilalți politicieni. N-aveți fi nicio Europa, n-aveți fi nimic, dacă n-aveți fi așa mare victorie în mai 1945. Înțeles? Pentru ca în jurul orei 11 Igor Dodon să se afișeze din nou de această dată în fruntea coloanei socialiștilor. Șeful statului a venit însoțit de familie și de candidatul PSRM la localele din Chișinău. Cel din urmă și-a purtat băiatul pe umeri tot drumul, iar imediat după depunerea de flori a dispărut. Deci în fiecare an trebuie să mergem la Moscova. Avem țara noastră, avem cetățenii noștri. Oleg Azmanov și Denis Maidanov au cântat aseară în Piața Maria Adunări Naționale la concertul organizat de Igor Dodon. Președintele a ținut un discurs de pe scenă, după care a făcut poze cu oamenii adunați acolo. Seara s-a încheiat cu un spectacol al focurilor de artificii, care a durat tocmai 15 minute, mai mult chiar și decât de Revelion. Denis Maidanov a fost primul dintre interpreții ruși care a urcat pe scena colorată în roșu. Acesta a cântat piese din perioada URSS. Apoi pe scenă și-a făcut apariția Oleg Azmanov, iar mulțimea a cântat împreună cu el. A venit să-i asculte pe artiștii ruși președintele Igor Dodon. De pe scenă acesta a ținut un discurs în română. Ziua victoriei care trebuie să o transmitem copiilor și urmașilor noștri. Deoarece acei care nu-și stimează trecutul, nu au viitor. Iar apoi în rusă. Спасибо вам большое, что сегодня вечером вы рядом с нами. Спасибо, что сегодня вы рядом с нашими дорогими ветеранами, которые обеспечили мирную жизнь на нашей земле. Președintele a decorat cu Ordinul Republicii 6 veterani ai celui de-al doilea război mondial. Timpul luptelor a fost rănit. A fost decorat cu Ordinul Războiul pentru Apărarea Patriei, gradul 1 și 2. Trăiască armata sovietică împreună comanții! Igor Dodon a venit la concert împreună cu soția sa și cu câțiva membri ai Partidului Socialist. După ce a vorbit pe scenă, a mers în mulțime pentru a face poze. Oamenii prezenți la eveniment spun că au venit să sărbătorească Ziua Victoriei. Ziua biruinței, pacei, care a câștigat într-un război foarte strașnic. Am venit aici astăzi, fiindcă avem posibilitate să le putem cinstea, să primim concertul, în cinstea lor și pentru noi, oamenii. Noi o sărbătorim astăzi, Ziua Victoriei. Mâine nu avem posibilitate să venim la concert. Unii susțin totuși că au venit să se distreze fără a marca vreun eveniment. Eu prisul de concert, să vă spuneți. Astăzi nu sărbătoresc nimic, pur și simplu am trecut prin trecere și la concert am venit. M-am primul mai mult și am văzut concertul, dar am stau și mă uit și eu. Pe scena instalată de socialiști au urcat și interpreții autohtoni, precum Geta Burlacu, Natalia Gordienco și Zdob și Zdub. Evenimentul s-a încheiat cu focuri de artificii care au durat cam 15 minute. Nu se știe cât i-a costat pe socialiști organizarea concertului, dar anterior purtătorul de cuvânt al președintelui a declarat că interpreții ruși vor cânta gratuit.
La Moscova, 9 mai a fost marcat printr-o paradă grandioasă. Mii de oameni s-au adunat în fața Kremlinului pentru a urmări marșul militarilor. Vladimir Putin a ținut un discurs de la tribună, iar printre oaspeții prezenți a fost și actorul american Steven Seagal. Punctul culminant al evenimentului a fost show-ul aviatic. ...75 de aparate de zbor au făcut spectacol deasupra Moscovei. Momentul culminant a fost când 6 aeronave de atac au pictat cerul în culorile steagului Rusiei. Din centrul Moscovei nu a lipsit nici tehnica militară a armatei ruse, care a fost etalată publicului. Presa scrie că la paradă au fost scoase în jur de 159 de unități. Pentru prima dată în Piața Roșii a fost prezent celebrul tank T-34, însoțit de 10 vehicule de teren cu banerele a 10 fronturi a celui de-al doilea război mondial. Ceremonia de astăzi a început cu un discurs al președintelui Vladimir Putin, investit pentru a patra oară în această funcție acum 2 zile. Putin a menționat că fără Uniunea Sovietică, războiul era să se încheie cu totul altfel. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев. Подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого. Никогда. La evenimentul din capitala Rusiei va participa și premierul izraelian Benjamin Netanyahu. Cei doi lideri se vor întâlni după marș la Kremlin. Printre cei care au venit la paradă se numără și actorul Steven Seagal, care a obținut cetățenia rusească. Astăzi, la Moscova, se vor desfășura manifestații toată ziua, iar ziua victoriei va culmina cu un concert și focuri de artificii. Un marcaj ciudat a apărut ieri pe o stradă din sectorul Ciocana. Liniile strânde au fost aplicate direct peste pietriș. Ce pot să spun? Prostie mare. Cineva ce s-a jucat doar sau testau cum lucrează cineva. Muncitorul care a trasat frumusețea de marcaj a venit cu o explicație care este aceasta, vă spunem în jurnal. Un bărbat din Coșcalie a fost lovit în cap cu toporul. Pentru 700 de lei s-a întâmplat după ce a refuzat să-i dea banii unui consântean care a dat buzna peste el. Într-un final, atacatorul i-a furat și telefonul și a fugit, însă nu prea departe. La scurt timp a fost reținut de poliție. Nicolae Braghin spune că are o mică fermă la marginea satului. Aseară a mers acolo să hrănească animalele. La un moment dat, peste el a intrat un consătean și l-a lovit cu un topor. Nu m-a zis că vreau să fie el, mă stăsneați cu bărța și în cap. Eu m-am întors, zic, ce înseamnă asta, băi, băieții mei? El fără să răspundă nici poc, iar poc, poc. Bărbatul spune că s-a speriat să nu fie ucis și a fugit într-o anexă de la fermă și s-a ascuns. Agresorul l-a urmat, a stricat geamurile și a pătruns în interior, insistând să-i dea banii. De frică, victima i-a dat cei 700 de lei pe care avea, însă nu a scăpat. Agresorul a continuat să-l lovească. M-a băgat iar scrimat acolo, că și am zis, ofa să mordă, că am zis, crevat. Și am stat acolo, pe masă era telefonul meu, era baterie care era lumina de noapte. Și banii de mâine dus, mă văd că l-am ieșit și-a dus. După ce s-a convins că atacatorul a plecat, Nicolae Braghin spune că a mers la prima casă din sat unde locuiește un prieten de-al său și a chemat poliția și ambulanța. El a fost internat la spitalul din Căușeni, iar medicii spun că starea lui este stabilă. A fost examinat de medic traumatolog, dar având în vedere plăcile multiple, deci starea pacientului, deci a fost internat pentru tratament. La moment starea pacientului este stabilă, deci fără agravare. Potrivit poliției, atacatorul este un bărbat de 30 de ani din Coșcalia. El a fost reținut pentru 72 de ore. Candidatul Partidului Verde Ecologist, Victor Strătilă, își propune să transforme Chișinăul într-un oraș curat și verde, iar Maxim Brăila de la Partidul Popular promite că va planta în fiecare an 1000 de copaci din propriul salariu. Declarațiile au fost făcute ieri în cadrul dezbaterilor electorale de la ProTV. Candidatul Partidului Șor, Regina Apostolova, nu a venit la emisiune. Asta pentru că ar fi avut program încărcat, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al partidului. Domnule Brăila, de ce ar trebui să vă votăm? Am bătut alarmă atunci când se fura miliardul, am bătut alarmă atunci când erau mai multe fără de legi la nivelul municipiului Chișinău. Ca și voi, m-am săturat de degradarea pe zi ce trece a orașului nostru.
Domnule Strătila, de ce ar trebui să vă votăm? Mă lupt pentru a avea acele atribuții ale primarului, și anume de a schimba imaginea orașului și a schimba traiul locuitorilor municipiului Chișinău. Domnule Brăila, dumneavoastră ați anunțat că veți planta 1000 de copaci din salariul de primar dacă veți fi ales. Dar cât costă asta, ați calculat? În dependență de starea copacului, de înălțimea copacului, iarăși, în jur eu mă orientez plus minus 50 de lei pentru un pom. Un copac. Domnul Strătilă, noi cunoaștem că sunteți parte a echipei Partidului Verde Ecologist. De asemenea, orașul Chișinău se confruntă cu mai multe probleme în ceea ce privește deșeurile. De ce Partidul Verde Ecologist nu a ieșit până în prezent cu nicio acțiune la această problemă? Uitați-vă pe site-ul partidului și o să vedeți acele acțiuni la care Partidul Verde Ecologist era mereu prezent. Am căutat aceste chestii, dumneavoastră în ultima perioadă nu ați organizat, partidul nu a organizat nicio acțiune. Domnule Strătilă, ați picat testul cu poligraful în fața Consiliului de Integritate al Agenției Naționale pentru Integritate. Poligraful arăta că mințiți în legătură cu faptul că nu ați fi luat mită niciodată și nu ați fi fost niciodată în conflict de interese atunci când ați votat anumite lucruri. Testul la poligraf este folosit ca un instrument de excludere a persoanelor nedorite în sistem. Și eu am fost o persoană nedorită pentru că am vorbit și am spus că pachetul de lege anticorupție este o sabotare a luptei cu corupția. Domnul Strătil, neastră ați fost nemulțumit de activitatea unui consiliu în care ați continuat să activați. De ce n-ați întreprins niște măsuri radicale? Am ales să rămân acolo pentru a continua această luptă și a face transparență în ceea ce se întâmplă în cadrul acestei instituții. Domnul Brăila, sunt convins că ați fost pe la Piața Centrală. Un bazar oriental adevărat, unde se vinde pește și tot felul de fructe exotice, totuși nu este amestecat cu hârlețe și cu fiare. De asta ați putea în trei fraze să spuneți ce soluții există dacă ați intrat în miezul acestei probleme. Piața Centrală, așa cum este ea, fără condiții sanitare, unde viața omului este pusă în pericol, nu poate să se localizeze în centrul Chișinăului. Noi trebuie să mergem, să amenajăm în locul acestei o piață agricolă modernă, iar în ceea ce privește chestiile cu plasticul, la periferia orașului. Transportul public, o problemă extrem de serioasă. Ce soluții aveți? Vom crea imediat, odată ce ajung în fotoliu de primar general, imediat benzi unice pentru transport unic pe străzile Chișinăului. Respectiv, aceasta va permite ca transportul public să circule mai rapid, va stimula cetățenii să renunțe treptat la mașini și să treacă la transportul public. Procurarea, achiziționarea unor noi unități de transport dotate corespunzător atât cu condiționer pentru vară cât și cu sistem de încălzire pentru perioada de iarnă. O să găsim din fondurile care sunt deja în primărie alocate pentru această investiție. Pentru candidatul ecologist, cum vedeți dumneavoastră ca pe viitor orașul să arate frumos, înverzit și străzile să fie plăcute și arhitectura să fie tot plăcută? Instituirea unor noi spații verzi în locul celor distruse, deci să fie plantați copaci pe marginea drumurilor. O estimare, cât ar trebui să fie bugetul pentru spații verzi la primărie? Eu nu pot să dau o cifră concretă acum. Domnul Brăilă, cum puteți să înlăturați baditismul? Dacă aveți așa vârstă de așa de tânăr și de 25 de ani. Cu toate că am 25 de ani, eu nu am nici pe departe cea mai puțină experiență. Am administrat întreprinderi, am fost profesor de științe juridice, sunt jurist, am facultate finalizată, am masterul în drept, acum sunt doctorant în drept. 2 milioane de lei pentru florile din fața catedralei, covorul de flori pe care Silvia Radu a spus că ne-l face cadou, dar e o cheltuială din partea bugetului primăriei, din bugetul primăriei. E mult, e puțin, e în regulă? Aceasta este o cheltuială care nu este justificată pentru bugetul municipiului Chișinău și a fost făcută în scopul de a se promova.
Postul de televiziune ProTV informează echidistant publicul despre alegerile locale și reflectă campania electorală a fiecăruia dintre candidații înscriși în scrutin. Asta arată al doilea raport de monitorizare publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Aceasta mai spune că în materialele de conflict au fost incluse opiniile ambelor părți implicate. Totodată în știri s-a ținut cont de normele etice și deontologice atât ca imagine cât și conținut. Proiectul demarat de CSJ are scopul de a informa alegătorul cu privire la comportamentul presei în campania electorală și măsura în care aceasta informează corect și echidistant publicul. Până la alegeri vor fi publicate alte două rapoarte. Silvia Radu spune că partidele politice au pornit o campanie de denigrare a imaginii sale pentru că se tem ca ea să nu ajungă primar. Și Andrei Năstase se plânge că este ținta unor ample acțiuni de PR negru. Valeriu Munteanu afirmă că actualii funcționari de la primărie își fac publicitate în baza proiectelor inițiate de colegul său de partid, fostul primar Dorin Chirtoacă. Silvia Radu susține că toate partidele politice s-ar fi unit pentru a o ataca. Aruncă informații mincinoase în spațiul public despre mine și familia mea și persoanele și trolii acestor partide mă atacă în fiecare zi de zeci sau sute sau mii de ori. Radu nu a putut să prezinte exemple concrete. Absolut tot ceea ce ține de mine este catalogat ca ceva absolut negativ și fals. Dar a menționat că cineva ar fi chemat din numele ei alegători la întâlniri inexistente și ar fi lansat informații false că s-ar retrage din curse. Monitorizările Promolex arată că odată Silvia Radu a fost ținta unui discurs de ură și discriminare promovat de socialiști. Doamna Radu ar trebui să ocupe Procuratura Generală și să o întrebe ce a făcut cu acele peste 130 de milioane de lei pe care i-a luat din tarifele plătite de moldoveni. Cum nu face dumneiei campanie în jurul sediului, așa zisului sediu de campanie al doamnei Silvia, Radu și-o zic că nu intră și nu ies absolut nicio muscă de acolo. Tot se ocupă Partidul Democrat, dumneiei este cu tot în altă galaxie, nu are nicio legătură cu realitatea de zi cu zi. Purtătorul de cuvânt al democraților afirmă că între PD și PSRM nu există nicio înțelegere. Andrei Năstase a anunțat că este ținta unei campanii ample de denigrare, știri false, sondaje mincinoase, interceptări telefonice trucate, pagini pe internet care distribuie mesaje din numele său. Mai multe pagini de Facebook, mai multe pagini pe alte rețele de socializare sunt create și acolo sunt plasate materiale denigratoare la adresa noastră. Despre asta am sesizat opinia publică națională și internațională. Suntem ținta unui eșarj mediatic venit anume din partea celor care o vor pe Silvia Radu la primărie. Binomul Plahotniuc-Dodon vrea să-și continue activitățile ilegale. Liberalul Valeriu Munteanu a declarat că proiecte inițiate de fostul primar Dorin Chirtoacă, precum izolarea termică a clădirilor, reconstrucția stației de epurare și a drumurilor din oraș sau asamblarea troleibuzelor, bat pasul pe loc. La rândul său, fostul primar susține că doar Munteanu este în stare să-i continue proiectele. Cele 5 troleibuze lansate ieri către Sângera. Din păcate, nimeni nu s-a obosit nici măcar să amintească ce și cum, de unde și cine a propus să existe troleibuze cu baterie în Chișinău. Pentru că ani la rând au criticat și și-au bătut joc de acest proiect cu troleibuzele, toți aceia care astăzi încearcă să-l preia și să-l fure, inclusiv cei care ieri au mers să inaugureze. Banii pentru aceste 5 troleibuze au fost votate în decembrie 2017, când nici Chirtoacă, nici Munteanu nu visau să mai ajungă la primărie. 10 ani au făcut PR reprezentanții PL-ului și doar la asta s-au rezumat. Iar Constantin Codreanu, candidatul PUN, s-a întâlnit cu muncitorii de la Regia Autosalubritate și a anunțat pe Facebook că este susținut la alegerile din mai de Consiliul Român-American. Așa numai la noi se poate, pe o stradă neasfaltată din sectorul Ciocana, marcajul rutier a fost aplicat direct peste pietriș. Șoferii au fost uimiți să vadă liniile trasate, de parcă un copil s-ar fi jucat cu pensula. Ulterior, un muncitor ne-a explicat că, de fapt, nu a vrut să deseneze marcajul, ci doar să testeze o unealtă defectă. Șoferii care au trecut pe drumul de acces către strada Nicolae Sulac au avut parte de o surpriză. Pe drum a apărut un marcaj rutier, asta deși strada nu este asfaltată. Și marcajul ăsta. Ora așa să-i trage eu linie și aș cred că încă așa făcut. Normal, numai nu să și te leacă. Nu-ți dreapte. Așa, întuneric.
cine le-a făcut? Le-a făcut serviciile sau oamenii care trăiesc aici. Dar nici drumul noi nu corespunde. Foarte vesele. Da, numai după ele și ne conducem. Cineva ce s-a jucat doar sau testau cum lucrează cineva. Locatarii acestor blocuri spun că așteaptă de 10 de ani să le fie asfaltată strada și că abia acum 2 săptămâni s-a turnat asfalt frezat. Această femeie spune că s-a gândit că ar fi de fapt o glumă. Am avut impresia că poate nu sunt chiar treaj oricum. Eu nu înțeleg ce a făcut aici. Noi suntem tare obișnuiți. Aici e tot timpul grob general, eu n-am înțeles umorul ei. Unul dintre angajații întreprinderii care au aplicat marcajul ne-a spus că asta s-a întâmplat deoarece în timpul lucrărilor pe bulevardul Mircea cel Bătrân, un utilaj a încetat să mai funcționeze. Așa că lucrătorii au înlocuit un dispozitiv, iar pe acest drum a hotărât să-l testeze. Bărbatul recunoaște că ar fi trebuit să o facă în altă parte, dar spune că s-a grăbit, iar acum se teme ca nu cumva să fie concediat. Șeful ex-drupu, Andrian Boldurescu, a confirmat că a fost o eroare făcută de angajații firmei care aplică marcajul. Spre seară însă acesta a fost șters. Imaginele surprinse de un șofer arată că acolo nu mai este nici urmă de vopsea. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Pe curând!